Pacea Domnului Iisus, Biserica Via. Mă bucur ca să intru direct cu voi, să vă văd, mi-e dor de voi, abia aștept să vă văd, dar până atunci aș vrea să vă salut în numele Domnului Iisus Hristos. În vremurile care trăim, auzim mereu cuvântul, stați în casă. Dar noi, ca creștini, Domnul Iisus Hristos în Matei 24-25 ne spune altceva și ne spune vegheați, vegheați, vegheați. Și când Domnul Iisus Hristos spune de trei ori vegheați în două capitole, înseamnă că ne spune ceva foarte important pentru noi. Ce înseamnă să veghezi? Veghezi înseamnă să fii treaz, să fii atent, să fii în alertă. Și în perioada aceasta când trebuie să stăm în casă, ar vrea să luăm atenționarea Domnului Iisus Hristos, să veghem. Și de ce să veghem? Pentru că Domnul Iisus Hristos tot în Matei 24 ne spune ca să fiți gata. Doamne, ajută-ne să fim gata. Te rugăm pentru Biserica Via, Doamne. Te rugăm pentru toți creștinii din Cluj. Te rugăm pentru toți oamenii care în aceste momente sunt îngrijorați, au probleme, le frică, le au teamă, au neliniște în viața lor. Dă-ne harul acesta, Doamne, să ascultăm de Tine și să veghem asupra vieților noastre. Dă-ne putere, Doamne, ca să le cercetăm, să vedem dacă suntem gata, Doamne, pentru că Tu ne spui, fiți gata. Doamne, dă har peste noi, peste copiii noștri, peste familiile noastre, peste biserică. Biserica Via, peste toți oamenii care în aceste momente se apropie de Tine. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta și să trăim în așa fel încât bunătatea Ta să fie revărsată din plin peste noi. Amin. Biserica Via a hotărât ca în perioada următoare, în săptămâna mare, să avem 3 zile de post și rugăciune. Marți, miercuri și joi, adică în 14, 15 și 16. Pentru că vrem ca să ne apropiem de Dumnezeu, vrem, Doamne, să-L cunoaștem mai bine, vrem să intrăm în voia lui Dumnezeu, vrem să ne aliniem cu voia lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 6, într-un singur capitol, Domnul Iisus Hristos adună 3 lucruri, milostenie, rugăciune și post. Și foarte interesant cum Domnul Iisus Hristos le așează și le vorbește despre post, despre rugăciune, despre milostenie. Milostenie înseamnă să nu mă gândesc numai la mine, ci să mă gândesc și la cel de lângă mine. Rugăciunea înseamnă să mă apropii de Dumnezeu, să cunosc voia Lui, să înțeleg voia Lui, să știu cum să trăiesc. Iar postul este o disciplină spirituală pe care e mai greu să o practicăm, dar Domnul Iisus Hristos o pune în contextul milosteniei și a rugăciunii. De aceea, în această perioadă, în aceste momente, aș vrea să vă vorbesc în câteva clipe despre ce este postul. Cum putem să înțelegem postul? Și aș vrea să ne uităm în Biblie și în Biblie vedem 3 feluri de post în vederea postului fizic. 3, post parțial, postul total și postul supranatural. În postul parțial îl găsim în Daniel, capitolul 10, atunci când Daniel, după descoperirile mari pe care le are, se hotărăște să postească 21 de zile și el spune, în timpul acesta n-am băgat în gură nicio mâncare aleasă, adică carne și vin. Eu cred că el s-a hrănit în perioada aceasta de 21 de zile, în postul acesta parțial, cu legume, cu fructe, cu sucuri și cu apă. A doilea tip de post fizic pe care îl găsim în Biblie, îl găsim postul total. Și postul acesta total îl găsim prima dată la Estera, împărăteasa Estera. Era o perioadă frea, foarte grea, o perioadă critică, o perioadă când poporul lui Dumnezeu era pus în pericol și atunci Estera hotărăște împotriva la toate legile împărătești să intre la împăratul și să ceară milă și îndurare pentru poporul lui. Și trimite lucrul acesta, postiți împreună cu mine și eu voi posti împreună cu slujnicile mele 3 zile, nu voi mânca și nu voi bea nici apă. Un post total. Mai găsim postul total la apostolul Pavel. În momentul convertirii, în momentul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, el se duce în casă, rămâne fără vedere. Și Anania, unul din ucenicii lui, primește această însărcinare. Du-te că Pavel sau Saul din Tar se roagă. În sfârșit, un fariseu care toată viața lui s-a rugat, în sfârșit, Dumnezeu vede că Pavel sau Saul se roagă cu adevărat. El postea 3 zile, au fost 3 zile și s-a rugat și rugăciunea lui a fost ascultată de Dumnezeu. A treilea post total îl găsim în la cetatea Ninive. Păcatul, când ajunge la o culme, când ajunge la un nivel pe care numai Dumnezeu știe, Dumnezeu hotărăște să ne nimicească. Trimite prorocul lui care strigă încă 40 de zile.
Striga aceasta ajunge la împăratul și împăratul hotărăște 3 zile de post total. Oameni, copii, bătrâni, inclusiv și animalele nevinovate, fost 3 zile fără să mănânce și fără să bea apă. Și Dumnezeu ia aminte la smerenia lor și se întoarce, Dumnezeu își întoarce fața spre ei și le dă izbăvirea. Iar a treilea post fizic este supranaturalul pe care îl găsim la Moise, îl găsim la Ilie și la scumpul nostru Mântuitor, la Domnul Iisus Hristos, un post de 40 de zile fără mâncare și fără alimente fizice. Ce este postul? Aș vrea să ne uităm la în cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că postul este o întoarcere cu fața spre Dumnezeu. Întoarce-te la mine cu toată inima, cu post și cu plânset. Întoarce-te. E o întoarcere cu fața spre Dumnezeu. O întoarcere când ne smerim înainte lui Dumnezeu și spunem, Doamne, avem nevoie de Tine. Și noi, în perioada care trăim, în vremurile care trăim, în conjunctura care suntem, în această perioadă pe care n-am mai trăit-o, generația de oameni, nu s-a mai întâmplat așa când toată țara, toată lumea, pe tot globul, în același timp, biserica închisă, orice lucru închis, lucrul acesta nu a fost niciodată. În momentul acesta postul e nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima și una din modalitățile de a ne întoarce la Dumnezeu este postul. Cum să postesc? Este întrebarea mare pe care o pun oamenii care nu au postit niciodată, oamenii care vreau să postească, oamenii care vreau să înceapă să postească. Postul presupune abținerea de la hrană în scopuri spirituale. Deci abținerea de la hrană în scopuri spirituale. Întotdeauna trebuie să-ți fii, când încep să postez, trebuie să-ți fixezi o motivație. De ce postesc? Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când încep să postești, spui, Doamne, vreau să postez pentru. Vreau să postez ca să mă apropii de Tine. Vreau să înțeleg voia Ta. Vreau să Te cunosc mai bine. Vreau să înțeleg, Doamne, dragostea Ta, iubirea Ta. În vremurile acestea, Doamne, vreau să descoperi, Doamne, frumusețea Ta, îndurarea Ta, mila Ta. Deci întotdeauna trebuie să-ți fixez un obiectiv. Un lucru pe care să-l faci în timpul postului este cere călăuzirile la Duhul Sfânt cum să postești și cât să postești și cum, în ce împrejurare, ce fel de post au. E greu să iei o hotărâre, dar pune-te pe genunchi și spune, Doamne, aș vrea să postezi, aș vrea să caut și eu fața Ta. Duhul Sfânt, descopere-mi cum vrei să postezi, Doamne. Nu vreau să fie un corvoadă, nu vreau să fie ceva care să nu aducă slavă numele Tău. De aceea cere o călăuzire specială din partea Dumnezeu. Dacă încep să postezi, continuă să postești. Dacă n-ai postit până acum, începe să postești. Și Dumnezeu te va călăuzi și îți va da har. Acum aș vrea să îți dau câteva motive pentru care vrei să postim. Aș vrea să ne rugăm în mod special pentru ca biserica noastră să ne reîntâlnim cât mai repede împreună, să ne vedem fețele, să ne încurajăm, să putem da mâna unul cu altul, să putem să ne îmbrățișăm, să putem să ne salutăm, să putem verbaliza unul cu altul. Rogă-te ca Dumnezeu în această perioadă grea, în această perioadă dificilă, să ne dea har să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească, ce vrea Dumnezeu să-mi vorbească mie. Acum când stau în casă, acum când Dumnezeu îmi spune să veghez, Doamne, descoperim ce vrei cu viața mea. Altul motiv este să ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze familiile noastre. Să ne rugăm în această perioadă pentru cei care sunt în linia tăia, ca Dumnezeu să aibă o protecție specială pentru ei. Să ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze țara noastră. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-și întindă mila și îndurarea. Și ar vrea că un motiv este să ne verificăm. Sunt eu gata? În orice moment al vieții mele, Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin.